Pacea Domnului Iisus Hristos. De fiecare dată sunt supărat și tot încerc să-mi educ păstorul, să-mi spună că eu sunt de fapt pastorul tinerilor, nu lider de tineret. Se pare că învață cam greu, dar nădăjduiesc că într-o zi Dumnezeu o să-i dea înțelepciune. Amin. Lăsând gluma la o parte, în seara aceasta, simt că am chef de predică în seara aceasta. Cred că Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru dumneavoastră, cred că Dumnezeu mi-a dat un mesaj care se aplică extraordinar de mult vieților noastre. Mesajul ce află în epistola, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, o citi doar 8 versete, de la versetul 20 la versetul 28. Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 20. Niște greși din cei care se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Și ascultați răspunsul lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a spus: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mai mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbovește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până în ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi proslăvi. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și cu toate că stăm înaintea unui text care a fost scris sute de ani, mii de ani în urmă, Doamne. Fă-l ca în seara aceasta prin Duhul Tău ce Sfânt să prindă viață pentru noi, Doamne. Lasă Duhul Tău ce Sfânt să însoțească aceste cuvinte, Doamne. Lasă Duhul Tău ce Sfânt să ne pregătească inimile, noi să putem înțelege, noi să ne putem hrăni din cuvântul Tău, Doamne. Și astăzi să plecăm schimbați, Doamne, să luăm hotărâri noi pentru viața noastră, Doamne. Și în toate, toate să se facă pentru slava numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Probabil că ați văzut pe ecran, doar așa fugitiv în această seară, un afiș care spunea sens unic. Vreau să, cu această ocazie, vreau să vă invit pe cei care sunteți tineri, pe cei care poate nu mergeți la un grup de tineret în biserica din care faceți parte sau poate nu ați venit niciodată la întâlnirea noastră de tineret. Ele se țin sâmbăta, începând de la ora 7, și vă invit la avea părtășie, pur și simplu. Toate studiile, toate discuțiile pe care le avem acolo sunt sub acest frontispiciu, sub acest titlu, sens unic. Pentru că suntem niște tineri și vrem să fim niște tineri care au sens unic, care merg pe sens unic. Vor fi prăjituri, sucuri, asta nu e problemă într-o țară ca asta. Avem activități împreună, avem o discuție foarte interesantă de fiecare dată. Păstorul tinerul va fi acolo, dacă vă interesează. Și mai mult ca orice, Hristos este împreună cu cei care se adună în numele Lui. Despre asta vreau să vă povestesc în seara aceasta. Despre oameni care au un sens unic. Vreau să anunț tinerii că nu voi folosi aceeași predică, o să detaliez puțin. Și m-am gândit că dacă te afli pe un drum, și probabil știți, ați auzit de foarte multe ori, că noi ca și creștini suntem pe un drum, ne aflăm pe un drum, un drum spre țara eternă, cântăm melodii despre mergem, sunt un pribeag în lumea aceasta, suntem pe un drum, suntem într-o destinație, suntem într-o pribegie. Nu poți să faci decât trei lucruri când ești pe un drum. Poți să te întorci înapoi, poți să stai pe loc și poți să te duci înainte. Doar trei lucruri poți face. Să te întorci înapoi, să stai pe loc sau să mergi înainte. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre subiectul acesta. Drept
înainte. Dacă rămâneți cu ceva din predica aceasta, atât trebuie să rămâneți. Drept înainte. Nu vreau, probabil că la un moment dat veți auzi lucruri care probabil pentru urechile dumneavoastră vor suna ceva de genul: bă, băiatul ăsta nu-i prea place trecutul, nu e vorba de asta. Îmi plac mașinile vechi, îmi place să mă uit când mă duc acasă câteodată, îmi place să mă uit la albumul de nuntă a părinților mei. Fotografia alb-negru, știți, care au un fel de pozele alea vechi, care au un fel de, nu știu cum se cheamă modelul ăla. Îmi place să mă uit la lucruri vechi, pentru că trecutul ne învață lecții. Un mare învățat a spus că cine nu-și învață trecutul, va repeta aceleași greșeli. Nu despre asta vorbesc în seara aceasta. Sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm din trecut. Ne uităm la înaintașii noștri și Biblia ne învață, ne arată oameni care au fost un exemplu în viața de credință pentru noi. Nu despre asta vorbesc. Vreau să vă vorbesc despre lucrurile în seara aceasta care ne țin să nu mergem înainte. Pentru că și dumneavoastră și eu avem momente de-astea în viață în care nu doar stăm pe loc. Dar ați văzut vreodată un om care merge cu capul înapoi? El vrea să meargă înainte, dar stă cu... Mi-amintesc că eram cu niște tineri într-o mașină și atâta eu conduceam și atâta se distrau în spate și aveau discuții și era fain. Și eu conduceam cam așa, știți? Eram atâta interesat ce se întâmpla în spate. Era fain în spate. Mult mai interesant decât ce se întâmpla în față. Și mă gândesc că în viața noastră de credință avem oare momente din astea în care parcă mergem înainte, parcă înaintăm ușor, ușor, dar stăm așa undeva în spate. Parcă ceva nu ne lasă. Știți care sunt lucrurile care nu te pot lăsa să mergi înainte? De cele mai multe ori, când un om vrea să meargă înainte și dă de greu, știți ce face? Este psihologic, este studiat. Întotdeauna se va întoarce la ceea ce știe, la ceea ce este confortabil pentru el. Avem un exemplu în Sfânta Scriptură despre izraeliți. Vine Moise acolo, era în robie de 400 de ani. Vine Moise împreună cu Aron și scoate poporul acesta și îi duce prin pustie. Și într-o zi rămâne fără mâncare și ascultați ce spun ei. Deci nu era de ajuns că Dumnezeu prin minuni mari, prin lucruri extraordinare, i-a scos din robie, i-a făcut oameni liberi. Știți la ce se gândeau ei? Exod 16:3. Copiii lui Israel i-au zis lui Moise: cum de ne-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustiul acesta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Știți și care era problema oamenilor acestora? Aveau o problemă, au dat de greu. Viața în pustie nu era ușoară, înaintarea nu era ușoară. Erau armate de oameni în fața lor, trebuiau să cucerească cetăți, trebuiau să meargă la luptă, trebuiau să facă multe lucruri, trebuiau să treacă prin credință, să trăiască prin credință. Ce au făcut? Ceea ce facem de noi de cel mai multe ori. Te întorci la ceea ce știi. Pentru că e mai călduț acolo în spate. Știi cu ce ai de face. Uneori în viața noastră îți vine Dumnezeu și spune pentru un predicator: ieși, vreau să te folosesc. Dar e mai ușor pentru tine să stai în spate, în bancă. Îți spune Dumnezeu: fă lucruri pentru mine. Trăiește prin credință, vorbește oamenilor despre mine. E mai ușor să stai în spate. Pentru că acolo în spate, când nu faci pas în față, știi locul ăla. Dacă stai prea mult într-un loc, ajungi să-l cunoști. Dacă stai prea mult într-un loc, ajungi să-l cunoști. Și asta se întâmplă și în viața noastră spirituală. Ajungem oameni din ăștia care e mai confortabil să nu ieși înainte, să nu mergi înainte, să nu răspunzi chemării, să nu te bagi în slujire, să nu ajuți pe altul. Pentru că e confortabil. Întotdeauna m-am gândit la oamenii ăștia și de fiecare dată când citesc versetul acesta, au uitat oare oamenii ăștia că erau robi? Au uitat oamenii ăștia cât munceau și mâncau puțin? Dar când au dat de greu, n-au făcut altceva decât să se întoarcă. Ne întoarcem la ceea ce știm noi. Iar asta ne poate ține pe loc. Să te întorci la ceea ce știi. Mult timp în urmă,
am început un master în psihologie în România și nu l-am mai terminat și era despre psihologia familiei. Iar acolo ni se spunea, am fost foarte surprins când am aflat că în momentul în care aduci un alcoolic la un psiholog și încep ședințele de tratament, știți ce au descoperit psihologii? Au descoperit că dacă omul ăla se schimbă, familia lui nu știe ce să facă cu el. Nu știe cum să se comporte cu un om care nu mai bea. Că s-au obișnuit cu bătaia, s-au obișnuit cu scandalurile și știu ce trebuie să facă. Și-au dat ei seama că în momentul când aduci un alcoolic la psiholog, trebuie să-i aduci și familia. Că și ei au nevoie de terapie. Pentru că în natura noastră decăzută, să nu trăim prin credință, să nu mergem înainte. Nu știu dacă aveți probleme cu asta, dar în seara aceasta subiectul va fi foarte practic. Gândiți-vă, oare stau prea mult pe loc? Oare vorbesc că merg înainte și cu urechea îs în spate, cu privirea îs în spate? Era un proverb în lumea antică în care trăia Pavel și spunea așa: acolo unde ți se uită ochii, îți urmează și picioarele. Unde te voi uita și picioarele îți vor merge. Adică e ciudat să vrei să înaintezi, să te uiți în spate. Când stai prea mult într-un loc, ajungi să-l cunoști, devii familiar. Un alt lucru pe care ne ține pe noi să nu mergem înainte, știți care e în viața noastră spirituală? Păcatele. Suntem la vârsta, sau suntem, știu că voi vorbi unor oameni acum. Ceea ce nu te lasă întotdeauna să mergi înainte, să nu te bagi în lucrare, să nu te bagi în slujire, să nu faci fapte bune, să nu mergi la biserică, e faptul că îți spui singur sau te lași mincit și spui, ascult de vocile astea care spun, dar tu știi ce ai făcut. Crezi că Dumnezeu nu s-a săturat să tot cazi în același păcat de fiecare dată? Vă sună cunoscut? Știți despre ce vorbesc? Ați auzit de fiecare dată, nu te mai duce la biserică. Nu ești vrednic, nu meriți. Iar vii să-ți ceri iertare și mâine faci din nou? Asta e o greșeală, pentru că vreau să vă dau câteva versete din Sfânta Scriptură pe care eu mă bazez. Și unul dintre ele spune așa, Matei 12:31. De aceea vă spun, Domnul Iisus vorbește, orice păcat, nu contează, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Nu contează cât crezi tu că e din mare păcatul tău, nu contează de câte ori l-ai făcut. În momentul când vii la Hristos și te pui la picioarele Lui, orice păcat în Hristos este iertat. Poate sunt prea multe, nu? Femeia cu alabastru, care i-a turnat mir pe picioare. Luca 7:47. De ce ați spun? Domnul Iisus îi spune femeii acestea. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Nu poți păcătui tu așa de mult, așa de grav, încât jertfa lui Iisus Hristos să nu te ierte. Știți ce ne țin de cele mai multe ori? În spate, pe loc. Minciunile astea pe care le credem. Ești un păcătos, ești un nimic, ești un nevrednic. Îmi place foarte mult că Domnul Iisus spune, de fiecare dată când se întâlnește cu oamenii ăștia, și nu-i vorba doar de un caz izolat, se întâlnește cu ologul care era la scăldătoare de 37 de ani. Și ce-i spune? Păcatele sunt iertate, scoală-ți patul și umblă și să nu mai păcătuiești. Omul care a fost băgat prin acoperiș, știți ce spune? Păcatele sunt iertate. Pentru că pentru Hristos, ca să mergi înainte, întotdeauna El știe că tu trebuie să fii făcut o făptură nouă, tu trebuie să ai păcatele iertate. Pentru că întotdeauna ele te vor ține pe loc. Mi-aduc aminte, eu lucrez la înălțime și de fiecare dată, în fiecare zi îmi pun un harnes de siguranță. Dar într-o zi, știți ce am făcut? Am uitat, el întotdeauna se prinde de ceva de siguranță. Am uitat că am ăla prins și am vrut să mă grăbesc. Știți cum m-a tras înapoi? E ciudată senzația, credeți-mă.
Dar așa se întâmplă în viața noastră spirituală. Ai câte un păcat din ăla care nu mărturisești, care asculți vocea diavolului și îți spune: tu știi că ești un păcătos, știi că ești un nemernic, nimeni nu știe câte păcate faci tu. Și trăiești în mintea ta acolo, nu vorbești cu nimeni. Subiectul predicilor în luna aceasta este mărturisirea. Și ce înseamnă când mărturisești? Scoți totul afară. Pentru că asta e puterea păcatului. Când stai ascuns, când nimeni nu știe. Și când nimeni nu știe, tu stai cu păcatul acolo. Și tu vorbești cu el. Și Satana vorbește cu tine. Și tot îți spune că ești un nemernic. Ce aducătoare de libertate să cânți cântarea aia de la laudă și închinare. Sângele lui Iisus m-a curățit, m-a iertat. Sângele lui Iisus. E o minciună, fraților. Să crezi că păcătuiești prea mult. Să crezi că păcatul tău e prea grav. Ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta. Poate că păcatele tale sunt multe, poate păcatele tale sunt grave. În Iisus Hristos există iertare. În Iisus Hristos există eliberare. În Iisus Hristos o poți lua de la capăt. În Iisus Hristos. Sunt păcate care nu te lasă să mergi înainte. Ești la o rugăciune distanță. Îți trebuie doar o rugăciune. Vii la cruce și îi mulțumești lui Hristos pentru sângele, pentru jertfa de pe calvar. Pentru că ea aduce iertare. Un alt lucru care ne ține este neiertarea. Cred că știți, cu siguranță vă puteți băga în pielea mea. Îți greșește câte un frate din ăsta și o soră, un frate, știți, avem conflicte în viață cu oamenii. Și câteodată nu mai vezi o foarte mare bucată de timp. Dar apoi, dintr-o dată, ai și uitat, ești bine și te întâlnești cu fratele. Și ți s-a dus și buna dispoziție, ți s-a dus și slujirea, ți s-a dus și mersul la biserică, ți s-a dus totul dintr-o dată. Știți că sunt două mari păcate care în Sfânta Scriptură nu se pot ierta? Pe primul știți. Hula împotriva Duhului Sfânt. Dar știți ce spune Domnul Iisus Hristos în Luca, în Matei 6:15? Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Hula împotriva Duhului Sfânt și să nu ierți pe altul. Astea sunt două mari lucruri în viață care nu pot fi iertate. Ceea ce te poate ține pe loc în spiritual, în viața ta spirituală, este să nu ierți. Este să ai câte un frate acolo și pur și simplu să nu faci altceva decât să nu-l ierți. Asta e ca veninul, să ții venin în tine. N-ai să poți face nimic. Nu la întâmplare spune Domnul Iisus, dacă ți amintești că ai ceva împotriva unui frate, lasă-ți darul la altar, du-te și te împacă cu fratele tău și apoi adu jertfă. Pentru că neiertarea ne ține pe loc, ne ține în trecut. Un alt lucru care ne face să stăm pe loc, știți care este? Confortul. Mi-amintesc de Petru, merge cu Domnul Iisus, vă vorbesc despre schimbarea la față. Merge cu Domnul Iisus, acolo apare Moise, Ilie și Hristos. Și știți ce spune Petru? Hai să facem 3 colibe și să stăm aici. Dar în Luca 9:33 îmi place versetul ăsta care spune în felul următor. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și ascultați adiția lui Luca. Nu știa ce spune. Vorbea prostii. Așa spune Luca, nu știa ce spune. Pentru că știți ce vrem de cele mai multe ori? Vrem să ne fie cald și spiritual. Și sunt atâta de mult aud treaba asta că câteodată mă și disperă. Oameni care îmi povestesc mie despre ce au trecut ei în trecut, cu bunicul, cu bunica,
și vor neapărat ca să trăiască iarăși aceleași lucruri. Pentru că acolo era confortabil, veneau frații la rugăciune, se rugau, lucruri frumoase. Dar știți ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Oameni care se uită în trecut și doar acolo stau. Oare nu în fiecare generație Dumnezeu a chemat oameni să meargă înainte? Amin. Nu în fiecare generație ai fost chemat să slujești? Mesajul e același, poate forma e diferită. De ce stăm pe loc? Pentru că e confortabil. Vrem să avem lucruri așa cum erau la frații noștri. Dar frații noștri au trăit alte timpuri. Noi suntem chemați să avem alte lupte, să mergem înainte. Avem de luptat. Avem de luptat cu tehnologia uneori când este folosită greșit. Avem de luptat cu oameni. Ați văzut probleme care sunt în lume la ora actuală? Bunicii mei nu aveau de-a face cu aceste probleme. Și eu ce să-mi doresc acum? Să trăiesc aceeași viață ca ei? Să am aceeași pocăință ca ei? Vreau să vă spun un lucru. Fiecare generație are lupta ei. Fiecare generație este chemată să meargă înainte. Fiecare generație nu este chemată să stea pe loc. Mesajul neschimbat. Forma, lupta, alta. Probabil că asta nu vă dă de la urechile. Mi-aduc aminte de Pavel care spunea în felul următor. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Vorbește despre premiul alergării. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, Filipeni 3. Vă povesteam la început că în natura noastră ne place să ne uităm în trecut. Mulți dintre dumneavoastră aveți copii. Și copiii ăștia sunt așa de drăgălași când sunt mici și când cresc mai mari și îți fac probleme, începi să-ți amintești de perioada aia în care ce drăgălaș era, ce frumos, ce bine ieșea în poze, ce micuț era și mânca, nu făcea nazuri. Soții, după 5 ani când trebuie să meargă înainte, știți? Își amintesc ei, îți mai aduce aminte de primul nostru an, ce frumos era. Cât ne mai iubeam, ce dulce vorbeam. Știți ce fel de oameni sunt ăștia? Ești chemat să mergi înainte. Aleluia. Ești chemat să mergi înainte în familia ta, în biserica ta, în viața ta de credință, cu copiii tăi. Nu spune nu și nu fi ca un struz din ala care bagă capul în pământ când dă de greu. Ca asta fac oamenii. Li se pare că, uitându-se înapoi, găsesc soluții. Dar de cele mai multe ori se uită înapoi pentru că le este frică. Pentru că nu mai este confortabil. Pentru că a merge înainte înseamnă lucruri neștiute. Uși care n-au fost niciodată deschise. A merge înainte înseamnă să mergi prin credință. Înseamnă să nu mai ai confort. Asta se înseamnă să mergi înainte. Apostolul Pavel, știți, versetul ăsta spune că când eram copil, gândeam ca un copil. Simțeam ca un copil. Gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Cum ar fi acum să vă spun că, știți, când eram mic, îmi plăcea să mănânc bomboane multe. Eu și acum mai mănânc, dar dacă aș mânca câte bomboane mâncam când eram mic, ar fi grav. Când eram mic, nu vreau să împart nimic cu nimeni. Când eram mic, vreau aici și acum. Când eram mic, nu-mi păsa de costuri. Eu doar știam că vreau ceva. Când eram mic, făceam gălăgie. Când eram mic, când mi-era foame, începeam să plâng. Făceam o gălăgie acolo în casă, toată lumea știa că mi-e foame. Dar m-am făcut om mare. Și nu mai fac așa. Când erai mic spiritual, făceai gălăgie mare. Dar te-ai făcut om mare. A trebuit să mergi înainte. Când erai mic spiritual, nu erai învățat să asculți despre post, rugăciune, dăruire. Când erai mic spiritual, ți era ușor să ierți, dar te-ai făcut om mare. Și acum trebuie să ierți.
trebuie să mergi înainte. Acum trebuie să faci lucruri de om mare. E același lucru și vi-l mai spun o dată. Când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil. Gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Apostolul Pavel le spune, voi sunteți niște copilași, pentru că vă hrăniți numai cu lapte duhovnicesc. Și multe aș vrea eu să vă mai spun, dar nu le puteți suporta. Cine mai place copilăria? Dar și asta spirituală. În care vrem totul pentru noi, nu împărțim cu nimeni, facem gălăgie mare, ne supărăm repede, ne împăcăm greu. Vreau să spun doar câteva lucruri. Cum știi că mergi înainte? Am văzut ce te poate ține. Dar doar trei lucruri în care să-ți dai seama că tu chiar mergi înainte în cele spirituale. V-am povestit, v-am citit la început că niște greci care se suiseră la praznic, care le plăcea ideea asta de religiune a iudeilor, le plăcea religia iudeilor, au auzit despre Iisus și au vrut să-L vadă pe Iisus. Și ce-i ciudat pentru mine în pasajul ăsta, că se duc la Andrei și la Filip și îi spun la Andrei și Filip, a, voi sunteți ucenicii lui, voi sunteți pilele noastre. Spuneți lui Iisus că noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Și ce spune Domnul Iisus, v-am citit versetul. A sosit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit. Nu s-a mai dus să se întâlnească cu grecii. Și te gândești, ce? Domnul Iisus refuză oameni? Dar știți ce spune, dacă citiți contextul, știți ce spune acolo? Că din momentul acela, Luca spune, că din momentul acela și-a îndreptat fața spre Ierusalim și s-a dus spre Ierusalim pentru că urma să pătimească. Când vrei să mergi înainte, ai prioritate, ai priorități. Va trebui să spui nu unor oameni, unor situații și unor lucruri. Când vrei să mergi înainte, sunt niște oameni care întotdeauna vor să te țină pe loc, ori să te tragă înapoi. Când vrei să mergi înainte, va trebui să spui nu unor oameni, unor situații, unor alegeri. Domnul Iisus Hristos știa unde se duce și a spus doar atât. S-a terminat, nu mai am timp. Nu mai am timp de voi, nu mai am timp. A avut 3 ani de zile pe pământul ăsta în care a intrat în discuții, a intrat în tot felul de, s-a dus la ei, le-a povestit, le-a spus pilde, până la un punct în care a spus, a sosit ceasul, am o misiune. Nu știu dacă, eu am un prieten, de fapt, un băiat care mă cunosc mai bine și omul ăsta e așa mai, vrea să-și ia acasă. Și l-am întrebat de multe ori, hai cu mine la KFC, eu nu vreau să-mi ia acasă, eu mai mănânc la KFC. Și am zis, hai cu mine la KFC. Știți ce mi-a spus? E prea scump. Eu nu dau 5 lire pe o bucată de pui. Și eu l-am întrebat, dar chiar mor tu pentru 5 lire? Nu, pentru că vreau să-mi iau casă. Când vrei să-ți atingi un scop, chiar și în lumea aceasta, va trebui să spui nu. Când vrei să mergi înainte spiritual, când vrei să crești spiritual, va trebui să spui nu unor prietenii. Va trebui să spui nu unor alegeri greșite. Va trebui să spui nu când este de spus nu. Va trebui să spui nu când e de mers la biserică. Și de ce? Pentru că tu vrei să mergi înainte. Tu nu vrei să stai pe loc. Tu nu vrei să te uiți înapoi. Toți am avut în situații de astea în viață în care am intrat în prietenii din astea. Și așa ne țineau pe loc prieteniile astea. Și am intrat în conjuncturi din astea în care nu ne mai lăsau să mergem înainte. Dacă vrei să mergi înainte, fă cum a făcut Domnul Iisus Hristos. A spus nu când trebuia să spună nu. A spus da când trebuia să spună da. Dacă vrei să fii sigur și dacă vrei să-ți faci un test, dacă mergi înainte, e simplu. Dacă vrea să vină cineva după mine, să mă urmeze. Știți ce înseamnă să urmezi pe cineva? Simplu.
ca la copii. Când tu trebuie să urmezi pe cineva, ăla merge în față și tu nu mai stai pe loc. Tu începi să te miști după el. Dar ce le spune Domnul Iisus Hristos aici? Dacă vrea cineva să mă urmeze, să-mi slujească. Știți cum te pui în mișcare? Când slujești. Dacă vrei să mergi înainte, spiritual, urmează-L pe Hristos, mergi împreună cu El. Și când mergi împreună cu El, nu ai cum să nu slujești. Slujirea te pune în mișcare. Nu contează care-i slujirea ta, dar slujește, frate, slujește, sora. De obicei, noi încercăm de aici, de la Amvon, noi predicatori, încercăm de aici să-i motivăm pe oameni să slujească neapărat în biserică. Dar talentele pe care le ai, darurile pe care le ai, folosește-le și slujește altora. Întotdeauna m-am gândit, nu știu de ce mie Dumnezeu nu mi-a dat să mă pricep așa de tare la computere. Dar mi-a dat încă 6 frați care se pricep așa de bine la computere și ăia trebuie să slujească. Unii, când ajung aici în față, se pierd, nu pot să vorbească. Mie Dumnezeu mi-a dat gură mare. Și eu trebuie să vă slujesc prin asta. Amin. Știți ce înseamnă să stai pe loc? Să stai în bancă și să asculți când tu ești chemat să fii predicator. Să stai pe loc înseamnă când tu știi să, tu ești mecanic și fratele tău are o problemă cu mașina și tu stai acasă. Când te pricepi la dat cu var, și știi că cineva are nevoie să dai cu var și tu stai acasă. Aici nu-i vorba despre a profita unii de alții. Aici nu-i vorba despre noi să fim o biserică de asta în care avem toate meseriile și noi între noi facem treabă. E vorba ca tu să te miști din loc. E vorba ca tu să mergi înainte. E vorba ca tu să slujești. Despre asta e vorba. Cine vrea să mă urmeze, să-mi slujească. Slujești, mergi înainte. Unul dintre lucrurile simple pe care le spune Domnul Iisus Hristos și mă apropii de încheiere. Cine ține la viața lui atât de tare, o va pierde. Întotdeauna am învățat lucrul ăsta și mi-l amintesc de multe ori. Când te ții de ceva tare, de obicei ții mâinile închise. Când vrei să primești ceva, nu mai poți primi. Dacă vrei să primești de la Dumnezeu, de cele mai multe ori trebuie să dai drumul, să deschizi palmele. Nu de asta spune Domnul Iisus Hristos, nu la întâmplare spune. Cine se ține de viața lui, cine vrea să-și câștige viața lui, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Să-ți pui viața la dispoziția Domnului Iisus Hristos, înseamnă să mergi înainte. Aleluia. Să fie omul la care spune, Doamne, facă voia Ta. Mie îmi place așa de tare Londra, dar tare am eu impresia că Dumnezeu o să-mi spună odată, du-te, că am altceva de făcut cu tine. Și când am înțeles asta, nu mai țin de Londra. Pentru că mai bine cu Iisus pe drum, decât singur pe cale. Pentru că nu vreau să rămân pe loc. Ar fi trist pentru mine să mă opresc din urcușul ăsta spiritual. Să fiu încă un copil, să nu cresc spiritual. De asta slujesc. De asta am rugăciuni din astea și vreau ca toată viața mea să am rugăciuni de astea. Doamne, facă-se voia Ta. Pentru că asta mă va ține întotdeauna să nu stau pe loc. În seara asta sunt lucruri simple. Unul dintre lucrurile, și închei cu asta, nu v-a spus nimeni și nu o să vă spună nimeni că înainte este bine și cald. Domnul Iisus Hristos se pregătea să meargă la Ierusalim și la Ierusalim trebuia să pătimească. Și ce le spune ucenicilor, v-am citit versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Doamne, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru asta am venit. În față, de cele mai multe ori când mergi în față, scuzați-mă, înseamnă de cele mai multe ori să mergi împotriva vântului.
înseamnă de cele mai multe ori să folosești energie. Să fie un drum pe care nu-l cunoști. Să trebuiască să te încrezi în Dumnezeu. Da, este tulburare. Da, nu te vei simți de multe ori fricos. Să mergi înainte, să te cheme Dumnezeu într-o lucrare, te vei simți, Doamne, cum, când îmi dai și prin cine îmi dai. Să cheltuiești, Doamne, cine îmi dă înapoi. Nu vă spune nimeni că o să fie bine dacă mergi întotdeauna înainte. Nu vă spune nimeni că o să fie cald și bine. Însă Domnul Iisus Hristos spune, sufletul meu este turburat. Dar știți ce? Dar ce voi zice eu acum? Când am în față obstacole, ce voi zice eu acum? Doamne, depărtează! Doamne, ia de la mine! Asta înseamnă copii. Ceea ce ne-a promis Domnul Iisus și sunt absolut convins de treaba asta. El nu mi-a spus mie când va fi super bine pe pământul ăsta. Dar dacă vei trece prin ape adânci, voi fi cu tine. Amin, aleluia. Dacă te vor împresura apele, dacă vei trece prin foc, prin necazuri, prin tot felul de lucruri pe care lumea asta le aduce împotriva ta, prin lipsuri, prin prigoniri, prin toate lucrurile astea, mi-a promis că va fi cu mine. Asta promite Domnul Iisus Hristos. Voi fi cu voi și nu vă voi părăsi. Un singur lucru și cu asta închei. Dacă vrei să fii sigur de un lucru, că Hristos merge cu tine, mergi înainte. Mergi înainte. Îi acolo. Hristos nu mai este în spate. E în fața ta. Știți, dumneavoastră, când aveți copii mici, îi chemați să vină la dumneavoastră, nu? De-abia învață să meargă. Știți ce faceți cei mai mulți dintre ori, cred că toți părinții, întind brațele și cum ai văzut că s-a dus jos, nici nu-l lasă să atingă jos și l-ai luat în brațe. Hristos e în față, are brațele deschise și zice atâta, mergi înainte. Mergi înainte, frate. Nu mai sta acolo gândindu-te că e confortabil, că ești prea păcătos. Nu mai sta acolo gândindu-te că ești prea copil. Mergi înainte. Mergi înainte în viața ta spirituală. Mergi înainte în afacerea ta. Mergi înainte în locul tău de muncă. Mergi înainte în familia ta. Mergi înainte în biserica ta. Mergi înainte. Nu-ți va fi ușor, dar Hristos e acolo. Mergi înainte. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să fim oameni care ne întâlnim pe drum. Să mergem amândoi, toți, înainte. Și dacă vedeți pe unul, Biblia ne spune multe despre, dacă vezi pe un frate că a obosit, s-a așezat jos, ia-l de braț, hai înainte. Așa să ne ajute Dumnezeu.